Criza scoate parcă la iveală ce este mai rău din oameni. Jandarmii dâmbovițeni se confruntă aproape săptămânal cu furturi de produs petrolier, de material feros sau de lemne. Ultimul eveniment de acest gen s-a petrecut pe câmpul din apropierea comunicației Valea Mare Pătroaia. O patrulă de jandarmi a depistat 5 persoane care au decopertat solul pe o distanță de aproximativ 30 de metri și au încercat să secționeze conducta de transport produse petroliere dezafectată, provocând un incendiu. După intervenția patrulei de jandarmi au fost reținute două persoane în vârstă de 30 și 52 de ani, celelalte trei reușind să fugă. În zona au fost găsite două căruțe cu ajutorul cărora bărbații intenționau să transporte materialul feros. La fața locului s-a prezentat și un echipaj din cadrul ISU Găiești care a intervenit pentru stingerea incendiului. Acum, toți cei 5 dâmbovițeni sunt cercetați pentru comiterea infracțiunii de tentativă de furt calificat. În timp ce unii dâmbovițeni merg la furat de conducte, alții, mulți dintre ei minori, s-au specializat în furturile de piese auto. Acționează în special în orașe, în parcările neiluminate corespunzător și aleg piese auto de la mașinile cele mai scumpe. Cele mai căutate sunt capacele de roți, oglinzile retrovizoare, roțile de rezervă și chiar ștergătoarele. Înregistrăm creșteri la acest gen de infracțiuni, adică furturile de componente exterioare ale mașinilor, în special oglinzi, dar și capace de roți sau numere de înmatriculare.